Am văzut că titlul acestei emisiuni se numește Focul și Lumina și o abordare creștină, ortodoxă. Și m-a dus cu mintea imediat la judecata de apoi, de unde din tronul lui Dumnezeu iese un râu de foc luminos și care acest râu de foc devine iad pentru cei păcătoși, pentru cei care sunt resping lumina lui Dumnezeu, îl simt ca foc mistuitor, într-o culoare roșie, iar pentru sfinți aceeași lumină nu arde și nu mai este foc, ci este doar lumină și este într-o lumină gălbuie, așa apare în icoană și vedeți icoanele vechi din secolul 8, 9, 7, da, 7, 8, 9. Și de aceea, ideea aceasta de focul și lumina are o semnificație simbolică extraordinar de bogată și de importantă pentru emisiunea noastră de acum, pentru că arată, de fapt, judecata de apoi. Adică, în loc să-i spunem judecata de apoi, am spus focul și lumina, o abordare creștin-ortodoxă. Pentru că despre asta este vorba. Știm că lumina soarelui, focul are și lumină și lumina are foc. Dar iată că fiecare percepe în funcție de starea lui sufletească, de starea lui în care se află. Dacă se află în starea aceea de altruism, de dorință de a se sacrifica pentru ceilalți, de a avea inima deschisă, inima iubitoare, sau dacă se află într-o stare în care nu poate iubi, în care inima este împietrită. Și atunci când inima este împietrită, este împietrită datorită mândriei și a egoismului, egolatriei, egocentrismului oamenilor. Deci, de aceea, așa, aceasta ar fi o scurtă introducere, în subiectul acestei Da, emisiuni. dacă tot ați amintit de iad și de focul mistuitor, sunt și eu multe legende apropo și de cum i-a abordat Dumnezeu Tatăl. Și aș vrea să înțelegem corect cum stau lucrurile apropo și de energiile necreate. Mie mi se pare și îmi doresc personal să facem o emisiune chiar numai despre energiile necreate, pentru că aici cred că e o necunoaștere foarte mare și în același timp și foarte generoasă tema și cuprinzătoare. Cam asta vreau să spun, că sunt multe legende, dar aceste icoane bănuiesc. Cele mai vechi icoane chiar nu s-au bazat pe legende sau nu mai spun de erezii. Cum vedeți lucrurile la primele icoane? Sunt 100% canonice, nu? Sper că nu vorbesc prostii. Adică nu scandalizează cu nimic. Nu? Noi ar trebui să revenim și la cum arăta biserica originară și la cum arătau icoanele originare. Și ne-ați arătat, de asemenea, cum erau îmbrăcați preoții creștini în primele secole. Nu cum sunt acum încărcați de zorzoane, aproape fiind personaje din Vechiul Testament, ceea ce e destul de bizar. Deci trebuie să ne întoarcem la matcă, la acea vreme a apostolilor și să încercăm să avem mai mare deschidere la simplitate. Chiar spunea cineva că e foarte greu să fii simplu. Cineva îmi spune că nu apare live-ul pe Facebook. Nu apare pentru câteva minute, că am mai avut noi un delay de felul Da? acesta. Noi suntem în live pe Zoom. Și dacă nu s-ar fi transmis în niciun fel pe Facebook, nu mai Ok. apărea live. Bun. Deci undeva suntem pe Facebook și vom fi redați Da. pe România Civică, Rog TV, imediat. Deci, iată, secolul 5, să vi-l arăt pe Papa Lino, și în secolul 4, să vi-l arăt pe Papa Siricio. Uitați-vă ce frumos sunt. Papa Lino și Papa Siricio. Vedeți? Papa Lino, Papa Siricio. Secolul 5. Acestea sunt icoane din secolul 5 cu papii aceștia. Papa Lino și Papa Siricio, da?
Deci, iată. Da. E vreo legătură cu papalitatea, cu Sunt papii de la Biserica Roma. Romano-Catolică? Păi, da, sunt papii de la Roma, papii catolici. De Păi la din Roma. secolul 5? Sigur că da. Păi da. Secolul 4. Papa de la Roma din secolul 4 și papa de la Roma din secolul 5. Da. Asta m-ați băgat în ceață, că eu am crezut că treburile acestea s-au despărțit odată cu schisma dintre Biserica de Apus și cea... Păi da, papii de la Roma nu erau și în secolul 4, și în secolul 3, și în secolul 2. Există, uitați, de exemplu, aici tot așa, din secolul, ia să vedem ce secol este, papa este mormântul papei Giovanni al II-lea, da? Din secolul 2, iată, din secolul 2, mormântul papei Giovanni. Uitați-vă ce, vedeți, însemnele creștine. Papii sunt conducătorii bisericii, da? Ei conduc biserica ortodoxă catolică, pentru că atunci denumirea bisericii era biserica catolică, da? Denumirea catolică înseamnă universală, da? Deci, iată, icoane și mozaice și papi, da, papii de la Roma, iată ce aici se poate vedea. Maica Domnului, Pruncul Hristos. Păi da, nu sunt papii de la Roma urmașii Sfântului Petru? Nu? Da? Păi, ba da, sunt. Deci să nu uităm că papii erau, noi putem, ca să înțeleagă oamenii mai bine, putem spune foarte clar că papii erau ortodoxi. Și papa era ortodox, papii, avem foarte mulți papii în calendarul ortodox, sfinți, da? Deci noi avem episcopul Romei, papa Romei, este pentru noi foarte important. Până în secolul 10, nu? Când? Ce s-a întâmplat în secolul 10? Marea schismă din 1054. Papalitatea romană a căzut din biserică, nu? S-a rupt de biserică, dar până în secolul 10, papii erau ortodoxi. De biserica greacă. De biserica ortodoxă, de biserica universală s-au rupt. Iată, o să vă arăt o imagine din secolul, din anul 817, 824, în care o să-l vedeți pe Sfântul Zenone și pe Papa Pasquale, da? Foarte frumos, mi se pare iarăși deosebit că, uitați-vă aici, vedeți, asta e din secolul 9, da, foarte frumos, este târzie, adică secolul 9 vorbim de o perioadă târzie, deci înainte de schismă, da, deci, uitați-vă. Deci până la schismă, părinte, icoanele creștine erau canonice, erau în regulă, nu? Care icoane? Icoanele creștine, creștinești. Păi, până la schismă. Păi și după schismă ce ar fi avut, adică? Păi nu știu, catolicii n-au propriile lor icoane, adică și dumneavoastră recunoașteți de departe o icoană catolică, nu? Acelea sunt în perioada renascentistă care apar. Uitați-vă, de exemplu, în anul 642 îl vedem o icoană cu Sfântul Papa Teodoro. Uitați-vă, alt Sfânt Papa. Da? Deci, iată. Probabil că ați auzit și de Papa Martin, nu? Care e mare sfânt mărturisitor în secolul 6. Totodată. Da, deci iată, apropo de icoane, vă arăt icoane. Dacă uitați-l pe Iisus Hristos care merge pe apă, da, iarăși, uitați-l pe Iisus Hristos care merge pe apă. Vedeți? Deci astea sunt icoane de secol 6-7, da? Vreți să mai vedeți icoane frumoase așa din primele veacuri? Să-l vedeți pe Sfântul Teodor.
Sfântul Teodoros. Teodoros, uitați-l aici. Vedeți? Iată, astea sunt icoane, cele mai vechi icoane din lume, adică vorbim de... Și putem să mergem mai departe la... Eu aș vrea să vedem și primii preoți da. Cu odăjdiile lor exact, exact. Inițiale. Da. Uitați-vă aici, vedeți pe Hristos și pe apostoli îmbrăcați în veșmintele romane. Da? Veșmintele romane. Așa. Da, deci iată, sunt apostolii lui Hristos, da? Deci vedeți cum episcopul Pelagie ține o biserică în mână, cum sunt îmbrăcați exact în toga romană, deci ei purtau veșmintația pe care o purtau orice roman. Nu exista o veșmântație deosebită pentru episcop și preot. Și acum o să vă arăt mai încolo, în secolul 5, secolul 6, deci la deci o să-l vi-l arăt pe Papa Grigorie cel Mare în anul 590-604. Așa, și o să vă arăt această imagine. Nu știu dacă se vede. Uitați-vă, vedeți aici ce, vedeți doi papi, da? Unul în stânga și unul în dreapta, cu veșmintele lor, veșmintele ortodoxe. Veșmintele, vedeți cum erau îmbrăcați, cu o tunică, cu haina aceea lungă, cu dungi, așa se numesc, care se numesc cape, și cu ce au ca semn distinctiv pentru faptul că sunt prezbiteri, da? Că ori papă, ori prezbiter, ori episcop, tot aia era. Era prezbiterul Bisericii Rome, era papa, era numit papa. La fel și în Alexandria, episcopul Bisericii Alexandrie era numit o papă. Sfântul Apostol Petru a întemeiat câte biserici? Câte biserici a întemeiat Sfântul Apostol Petru? Da, trei, bună întrebare. Nu știu. Trei biserici. Biserica Romei, Biserica Antiohiei și Biserica... Care e a treia biserică pe care a întemeiat-o Sfântul Petru? Roma, Antiohia și... Mai e una. Ați auzit de Pentarhie, cele cinci biserici din Pentarhie. Deci uitați-vă, vedeți cum arată un episcop îmbrăcat. Vedeți, n-are coroană în cap, n-are, îmbrăcat simplu. Are doar chestiunea aia distinctivă, eșarfa aia albă, sub formă de cruce, care îl arată că e preot, da? Episcop, preot, da? Vedeți? Și ține cetatea. Deci, și aici la fel, alt episcop, da? Deci care este Pentarhia? Pentarhia este formată din Roma, da? Roma, Constantinopol, da? Alexandria, Antiohia și Ierusalim. Astea cinci. Iar Sfântul Apostol Petru a întemeiat două biserici sau trei? Două sau trei biserici a întemeiat Sfântul Petru. Deci știu sigur că a întemeiat Roma și că a întemeiat Antiohia. Deci el a întemeiat cel puțin două biserici. Dar știu că a întemeiat trei. Dacă vă uitați în aia, cum se numește, în cuvântul înainte la cartea Părintului Ramsey, acolo am scris câte biserici a întemeiat. Deci Roma, Antiohia și încă una, nu mai știu. Ierusalimul nu, este Sfântul Iacov. Alexandria, știu că Alexandria e întemeiată de Sfântul Marcu. Da? Antiohia este întemeiată de Sfântul Apostol Petru, Antiohia din care fac și eu parte, da? Să nu uităm treaba asta, că eu sunt în biserica antiohiană. Da. Constantinopolul, care a fost cedat teritoriul de către Antiohia ca să se facă Constantinopolul, da? Uitați că între timp am în mână și cartea Părintelui Ramsey aici. Și aici putem să ne uităm să vedem exact câte biserici a întemeiat câte biserici a întemeiat Sfântul Petru. Așa. Ia să vedem. Undeva am scris pe aici, dar acum unde am scris că trebuie să ne
uităm. Dar ca să nu reținem așa, deci fiecare episcop este în locul Sfântului Petru, spune aici. Așa, episcopul și prezbiterul trebuie să aibă metoda de vindecare a Sfinților Părinți. Deci scopul nostru este ca să vindecăm. Și uitați un lucru important pe care spune Părintele Patrick aici, că nu trebuie să minimalizăm rolul episcopului Romei, da, în primele veacuri creștine. Nu știu, nu mai găsesc, în fine, nu mai contează. Mergem mai departe. Haideți să vedem, să vă arătăm. Deci v-am arătat acum ca să vedeți, da? Ca să vedeți cum erau îmbrăcați episcopii și prezbiterii, da? Ați văzut. Acum vreau să vă arăt cum arată secționată o biserică din secolul 4, da? Iată secțiunea. Vedeți? Se vede? Se vede secțiunea. Da, da. Da? Deci iată, da. Vedeți intrarea, vedeți altarul, vedeți, n-au forma de cruce sau așa, e ca un hangar, se încapă lumea, vedeți? Interesant. Așa, v-am arătat acum ca să vedeți treaba asta. Acum, există pe lângă asta, ca să vă arăt în continuare, să mergem mai departe să vedem primele imagini creștine, da? Adică vreau să vă arăt în continuare un lucru extrem de important, și anume primele icoane creștine, da? Pentru că foarte mulți astăzi spun că creștinii nu aveau icoane la început. Nu? Este o mare minciună și noi vom demonstra lucrul acesta. Vreți să-l vedeți pe Noe și porumbelul care duce în cioc ramura de măslin? Cu toții cunoașteți episodul cu Noe, care a luat în corabie, nu, toate animalele pământului, nu? Și le-a dus să le salveze de potop împreună cu familia lui. Haideți să vă arăt o imagine din secolul 2 pe această, ia uitați-l pe Noe. Îl vedeți pe Noe aici? Deci e tânăr, da, da. Și stați porumbelul. Da? Vedeți? Astea sunt din catacombele Romei. Deci iată că creștinii pictau astfel de chestii în bisericile lor în secolul 2. Deci, așa că cei care spun că nu existau icoane, iată icoanele. Adică, iată-le clar, putem să le vedem, icoanele în primele veacuri creștine. De asemenea, putem să mergem mai departe și să vedem în secolul 2, secolul 3, să vedem imagini și sculpturi. Deci, atenție, creștinii în primele veacuri creștine nu făceau numai icoane, făceau și sculpturi, apropo de statui. Că unii spun, domne, care statui? Că noi nu avem statui, că statuile sunt idoli. Uite că în primele veacuri creștine avem chiar și statui. Și aici imaginele sunt cam alb-negru, dar ca idee o să încerc să vă arăt. Blândul păstor, și uitați-vă aici ce registru de pictură, așa, în una din catacombele romane. Uitați-vă cât pictau, deci cât pictau creștinii aici. Da, deci despre ce vorbim? Ia uitați, secolul 2. Uitați-vă cât a mai pictura, pentru oamenii neștiutori de carte mai ales. Pictura era esențială. Și vedem tot felul de scene din creștinism, da? Rugăciunea lui Moise, mai ales din Vechiul Testament, sunt imagini, da? Uitați-vă, de exemplu, catacomba San Sebastiano, care are, ia uitați-vă aici, uitați-vă la catacomba San Sebastiano, vedeți cum arată,
cu picturi florale, cu de toate, uitați, cu îngerași, cu... Deci, așa, iată, despre cei care spun că, vezi, Doamne, vreți să-L vedeți pe Sfântul Petru? O să vi-l arăt pe Sfântul Petru, o pictură pe zid care e păstrată din secolul II. Să nu ziceți că, Doamne, nu știm cum arăta Sfântul Petru și că ăștia în icoană vor fi greșit cum îl reprezintă. Ia uitați-l aici pe Sfântul Apostol Petru. Ia uitați-l pe Sfântul Petru. Ce părere aveți despre el? Zici că el a fost pictat, nu? A? Ia uitați-vă. Da. Sfântul Petru. Da, da. Păi iată, Sfântul Petru, poftim. Deci, vedem pe Sfântul Apostol Petru, iată frumos, pictat. Magii, vreți să vedeți magii de la răsărit în catacomba Priscilei, în secolul II? Să vedeți cum îi duc Maicii Domnului cu pruncul daruri? Ia uitați-vă aici, cum duc Maicii Domnului cu pruncul, duc daruri. Păi da, de ce zic unii că nu existau icoane în primele veacuri creștine? Ia uite aici! Bineînțeles că nimeni nu se închina în fața lor și nimeni nu le pupa. Asta e partea a doua. Dar asta nu înseamnă că nu existau, da? Ele erau imagini care ne duceau cu mintea la cel care e reprezentat în ele. Și anume la cine? La, în primul rând, la Iisus Hristos, da? Iată, o să vă arăt din secolul 2, da? Bunul păstor. Păstorul cel bun, da? Păstorul cel bun, iată, care duce oaia cea pierdută, cea rătăcită și aflată. Ia uitați! Opa! Ce vedem noi aici? Ce observăm noi aici? Cine e acesta? Asta este o imagine din catacombă cu Mântuitorul Iisus Hristos care duce în spate oaia cea pierdută. Vedeți? Cea aflată. Vedeți? Da? Păi bun, ia uitați-vă la chipul Mântuitorului. Ia spune, George, ce observi tu la chipul Mântuitorului? Seamănă cu chipul Mântuitorului de astăzi, așa cum îl avem noi în icoană astăzi? Nici de cum. Dar cum are? Se rădea, nu? Era ras, tuns, frezat, nu? Da, ca așa pare, cum? Că n-are barbă. Păi normal, ca orice cetățean roman. Era tuns, frezat, ras, parfumat, era îmbrăcat în toga romană, ca un păstor. Erau oamenii civilizați, se spălau. Na, poftim. Uitați-vă și smintiți-vă și scandalizați-vă și dați-vă cu fundul de pământ toți cei care zici, o să ziceți acum sminteală. Asta e icoană din secolul 2, icoană cu Mântuitorul Iisus Hristos. Asta e Iisus Hristos aici. Și iată cum era reprezentat, da? Iată icoană, da? Deci din catacomba Priscilei de la Roma. Da, în același timp ne uităm la sarcofage, da? Ca sarcofage creștine care erau, aveau sculptate, pentru că încă din primele veacuri creștine avem nu numai pictură în biserică, pentru că, atenție, pictura și sculptura reprezintă pe Iisus Hristos, care este Dumnezeu întrupat. Nu este reprezentată firea dumnezeiască în pictură, pentru că n-ai cum să o reprezinți, ci este reprezentată firea omenească a lui Hristos, arătând prin aceasta că Hristos a întrupat cu adevărat. Pentru că dacă nu l-am pictat în icoană pe Iisus Hristos, atunci înseamnă că am considerat că Iisus Hristos nu s-a făcut cu adevărat om, ci a fost o nălucă, o imaginație. De aceea îl pictăm în icoană, de aceea icoana e dogmă în biserică, pentru că de fapt este vorba de întruparea lui Hristos și apoi toți cei în legătură cu Hristos, Maica Domnului, Sfinții, Apostoli și așa mai departe. Uitați-vă că în biserică, și cruciți-vă și scandalizați-vă, uitați-vă în biserică că existau sculpturi, da? Vedeți? Tot așa, secolul 2, sculpturi pe sarcofage creștine, cu Mântuitorul Iisus Hristos, cu Sfinții Apostoli, da? Vedeți aici. Nu se vede prea bine că s-al negru, dar mergem mai departe. Hai să vedem și alte imagini. Deci iată, iată ce imagini există în aceste catacombe. Acum vreau să vă arăt mai departe o scenă extraordinară numită Banchetul Euharistic. Adică să vă arăt cina cea de taină, cum se mai numește, da? Pentru că unii spun, domne, cum adică să pictezi cina cea de taină? Uite, cina cea de taină
pictată în secolul II în catacomba, deci în catacomba San Calisto, Capela dei Sacramenti. Romano-catolicii au toate aceste vestigii păstrate, da? Pentru că i-au păstrat, deși au căzut din Biserica Ortodoxă, au păstrat însă în, uitați-vă cum arată, cina cea de taină, da? Apostolii și Hristos în mijloc, vedeți? Da, deci iată, minunați-vă și vedeți cum stă treaba, de fapt, cum erau, deci iată cum sunt, toți adunați în așa și mănâncă Sfântul pâinea și trupul și vinul, sângele lui Hristos la cina cea de taină. Da, bun. Mergem mai departe. Da, vreți să-i vedeți pe Adam și Eva goi și cum se rușinează? Hai să vi arăt pe Adam și Eva. Ca să vedeți, ia uitați-vă aici, Adam și Eva goi. Adam și Eva goi se rușinează și uitați și pe Noe cu porumbelul. Da, iată. Deci, frumos. Vedeți, vă arătăm scene frumoase, deosebite, așa. Picturi din primele secole. Da. Sunt icoane, efectiv. Deci, cina cea de taină, agapa creștină, vreți să vedeți cum arăta o liturghie? Că mulți zic, bă, cum arăta o liturghie? Nu, așa spun mulți, cum zicea sunt, cum zicea părintele Cleopa, băi, cum? Așa. Cum arăta o liturghie creștină? Că mulți, băi, cum arăta liturghia creștină și cum era reprezentată? Iată, agapa, zice agape mises gnosis. Deci, vedem banchetul celest, da, este foarte interesant, în catacomba de la San Calisto, cripta di Lucina, da? Iarăși este foarte interesantă, uitați-vă aici, vedeți? Sfânta liturghie, da? Nu știu dacă se observă, cina cea de taină este, da? Sfânta liturghie, cina, da? Cina Domnului, uitați-vă cum stau toți, Mântuitorul în mijloc sau prezbiterul în mijloc și ceilalți la masă așezați, mănâncă trupul și sângele lui Hristos, iată. Deci, iată liturghia, da? Pentru că trebuie să spunem că la început liturghia se făcea spunând Tatăl nostru care ești în cer, slăvească-se numele tău, vie împărăția ta, fie voia ta precum în cer, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Și în momentul acesta luau pâinea cea spre ființă, trupul lui Hristos care îl mâncau. Și ne iartă nouă datornicilor noștri, datoriile noastre, pe cum și noi iertăm datornicilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Iată. Iată, asta este cina cea de taină, cina Domnului, da? Iată aici cum era Sfânta și ceea ce noi numim astăzi Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, iată. Iată pictură, iarăși. Da, deci nu se gândeau că sunt chipuri cioplite sau nu știu ce. Pentru că nu erau idoli, erau reprezentare a lucrărilor dumnezeiești, da? Și așa mai departe, adică putem să mergem mai departe să vedem toate aceste imagini care sunt extraordinare, extraordinare, dacă să vedeți pe bunul blândul păstor, să vedeți pe Moise, să vedeți pe Hristos, iarăși la cina cea de taină cu apostolii lui, în catacomba din Domitila. Deci să vedeți pe Hristos, să vă arăt pe Hristos. Ia uitați-l pe Hristos și pe ucenici. Deci, vedeți, astea sunt teme centrale în viața creștinului ortodox, pentru că creștinul ortodox ar trebui să cunoască aceste lucruri. Creștinii ortodoxi nu știu altceva, nu știu din păcate multe lucruri, din păcate, pentru că nu sunt învățați. Iar noi ceea ce facem aici, încercăm să facem o milostenie de cateheză, adică să catehizăm, să învățăm pe oameni credința ortodoxă, pentru că oamenii nu știu. Ei nu știu că în secolul 1 există icoane. Haideți să vă arăt o icoană din secolul 2.
în care îl avem pe Iisus Hristos. De data aceasta, Hristos e bătrân. Noi știm că răstignirea lui Hristos a fost făcută când Hristos avea în jur de 50 de ani. Știați treaba asta? Nu știați? Sau știați că am mai zis-o? Așa spune Sfântul Iustin Martirul și filozoful. Asta cu 33 de ani, nu știu de unde-i scoasă. Dar uitați-l pe Hristos, care este mai în vârstă, care are plete, are barbă, înconjurat de apostolul Petru și Pavel și apoi ceilalți apostoli, mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Ia uitați-vă aici, icoană secolul 2-3, da? Ia uitați-vă ce frumos. Da? Înțelegeți? Vedeți pe Petru și pe Pavel, cum stă unul de-a stânga, unul de-a dreapta, ca să arate pe segali. Petru cu Pavel, deși Pavel nu a fost apostol direct al lui Hristos. Deci, iată, vreți să vedeți Hristos și apostolii, dar un alt Hristos și apostolii, de data aceasta mai tinerel, așa, și fără barbă, ia uitați-vă. Vedeți? Hristos fără barbă. Deci, unii spun că popii trebuie să aibă barbă. Dar trebuie să știți că nu toți popii au avut barbă. Nu trebuie să ai neapărat barbă ca să fii popă. Sau nu trebuie să nu ai barbă. Că am văzut că unii sectanți spun că dacă ai barbă, nu te mântuiești. Am auzit și chestia asta la unii că dacă femeia nu poartă fustă, se duce în iad. Sau cine știe tâmpenii. Să nu uităm să spunem că în perioada aceea și bărbații și femeile purtau fustă. Așa, și că era vorba acolo despre podoabele de aur, argint pe care le purtau femeile. Da, despre asta era vorba, nu despre portul în sine, că purtau fuste, că nu exista pe timpul ăla pantaloni, nici chiloți. Da, și că apropo de femeile care la scurgerea de sânge n-au voie să intre în biserică, că sunt spurcate, asta este o porcărie. Sfinții apostoli spun clar că să nimeni n-are voie să spună așa ceva. Femeile nu intrau în biserică pentru că n-aveau tampoane. Și atunci curgea sângele pe pardoseala bisericii. Să nu murdărească de sânge, stăteau la intrare. Despre asta era vorba. Nu că, vezi, Doamne, nu aveau voie femeile să intre în biserică. Acum au tampoane și poate să intre în biserică cât vor. Da. Ideea este să fie decent îmbrăcate, adică să nu atragă sexual bărbații ca să se uite la fundurile femeilor în loc să se uite la Hristos. Înțelegeți? Despre asta este vorba. Nu? Nu e vorba despre... Vezi, Doamne, că ar exista un costum de ortodox. N-am auzit de costumul de ortodox. Asta e o tâmpenie, o porcărie. Femeia spune, Sfântul Apostol Pavel spune că femeia atunci când se roagă, zice, să poarte ceva pe cap ca semn de supunere. Dar cu feminismul ăsta, dacă își pune șapca pe cap sau batista pe cap și tot nu se supune, mai are o valoare, mai are vreo valoare punerea batistei pe țambal sau e sub acoperire de batic? Nu? Deci haideți să fim serioși, uitați-vă în ce hal au ajuns creștinii noștri ortodoxi, să ajungă într-o prostie de-asta monumentală și o habotnicie de-asta pe care nici ei nu mai înțeleg, că se uitau la mine, la filmulețele mele și pentru că eu pun camera invers, camera ca să mă văd când mă filmez, când fac live-uri, se vede efectul ăla de oglindă, că se vede mâna stângă fiind dreaptă și dreapta fiind stângă. Toată lumea m-a întrebat de ce mă închid cu stânga. Nimeni nu m-a întrebat despre ce vorbesc. Și am zis, băi, sunteți în toate ale voastre. La asta vă uitați. Asta e problema voastră. Deci, în fine, ăsta este nivelul, dar haideți să mergem mai departe, să vedem revenirea lui Petru. Uitați, Petru cu cocoșul. Cocoșul care a cântat de 3 ori. Uitați-l pe Petru cu cocoșul. Vedeți? Ia uitați, în secolul 2, secolul 1, secolul 2, uitați-vă, fraților, că aveau ăștia icoane creștini. Nu mai spune stâmpenii că icoanele sunt idoli, că uitați, nu sunt idoli, ia uitați. Vreți să-l vedeți pe Hristos? Ia uitați-l mai pe Hristos, cum e, aproape că e cum e în icoanele de astăzi, secolul 3. Vedeți, aici avea barbă deja, nu se mai rădea. Vedeți? Deci, iată, are barbă, are plete, uitați-vă, Hristos, aproape că e pictură bizantină. Așa că hai să o lăsăm baltă cu minciunile astea că icoanele sunt idoli. Ia uitați ce scrie în jurul chipului Mântuitorului. Scrie, ia uitați-vă, Alfa și Omega. Deci eu sunt începutul și sfârșitul. Deci iată icoane
din primele veacuri creștine, din este bustul lui Hristos, e bust, da? Cum sunt și eu bust aici în emisiune, mă vedeți doar bust, da? E bustul lui Hristos, busto di Cristo, Roma, catacombe di Comodila, da? Așa. Și așa mai departe, avem zeci și zeci de icoane, fraților, de în primele veacuri creștine, ca să moară de ciudă protestanții și neoprotestanții care spun că noi ne închinăm la idol. Nu ne închinăm la idol, noi ne închinăm în fața icoanei lui Hristos, pentru că ea reprezintă, este o mărturie a întrupării Fiului lui Dumnezeu, care s-a făcut om și s-a făcut circumscris. Da, din necircumscris a devenit circumscris. De aceea, haideți, hai mai să vă arăt încă ceva interesant. Apropo de ăștia care zic că statuile sunt idoli. Că unii zic, bine, bine, icoana, dar statuia, că uite, noi în Biserica Ortodoxă nu avem statui. Haideți să vă arăt statui în Biserica Ortodoxă, în primele veacuri creștine, ca să se dea unii cu fundul de pământ. Că, ia uitați-vă. Vedeți? Acestea sunt statui cu Iisus Hristos, din secolul 2. Poftiți. Vedeți ce făceau creștinii? Făceau statui. Da. Iată, nu au fost interzise și noi avem, uitați-vă crucea mea de la gât, uite, vă arăt crucea de la gât. Vedeți, este o sculptură, da? Vedeți? E Hristos, Hristos, pogorârea în iad, da? Este pogorârea la iad, ridicarea de la iad, da? Vedeți? Deci, ce vedem aici? Pogorârea la iad, Hristos a biruit moartea, s-a pogorât prin cruce în iad. Este o sculptură, nu? În Fildeș. Vedeți? Da. Deci, aceasta este arta ortodoxă, arta inspirată de Dumnezeu, inspirată de Duhul Sfânt. Nu, că nu, asta nu e așa... ai văzut, George, când m-am pregătit pentru întrebarea ta, deși nu știam că o să mă întreb treaba asta. Uită-te cât de pregătit sunt. Nu? Așa, hai să vă mai arăt o altă sculptură ortodoxă. Așa, să vedeți, domne, uitați, bărbații ăștia doi, cine sunt? Așa, se iubesc ei așa foarte mult. Da? Se îmbrățișează. Cine sunt? Dar sunt puși așa îmbrățișându-se, deși ei nu prea se suportau unul pe altul. De ce Petru crede? Și Pavel, nu? Petru și Pavel, exact. Se cam certau. Petru, unde stătea... dacă Petru, Pavel se ridica de la masă și pleca și spunea, nu, eu nu stau cu ăsta la masă. Da, se cam nu prea se înțelegeau ei bine așa, nu? Da, dar iată că biserica i-a reprezentat împreună așa frumos, pentru că Petru cam dădea numai cu iudeii, da? Dumnezeu i-a arătat adevărul. Da, deci Petru și Pavel, iată, fraților, icoane din primele veacuri creștine, ca să nu mai zică nimeni, să nu mai abereze nimeni și să spună că în primele veacuri creștine nu existau icoane. Bă, vă arăt icoane aproape că-s bizantine, deci... Dacă tot avem titlul acesta, aș vrea să explicăm, nu știu, focul veșnic al iadului despre care se vorbește. Iată, vine și Părintele Constantin. Așa? Așa. Uitați, ia uitați.